Bun găsit, dragi prieteni! Avem o situație deosebită în aceste zile în întreaga țară, având în vedere și evoluția pe plan internațional, dar, sigur, gândurile noastre sunt mai aproape de cei care sunt în județul Bacău și mai ales vrem să discutăm cu primarii care au avut amabilitatea să ne acorde un interviu telefonic. Ne adresăm de această dată domnului primar al comunei Parava. Domnule primar, sunteți în direct cu noi. Cam care ar fi situația în comuna dumneavoastră în acest moment? Da, bună ziua tuturor! Situația în localitatea noastră este una stabilă la momentul acesta. Din fericire, nu am avut niciun caz confirmat de coronavirus. Am avut un total de 71 de persoane aflate în autoizolare. 31 au ieșit, iar în momentul actual avem 40. Deci, nu avem spații de carantină, dar aș putea spune că suntem oarecum bine. Deci nu aveți în acest moment, cu excepția celor care sunt în autoizolare, nu sunt cazuri de carantină, da? Nu. Am avut un caz de răceală, dar nu a fost confirmat cu coronavirus, i-a dus acasă, mergem zilnic. Deci monitorizați în continuare. Monitorizăm, da. Domnule primar, dumneavoastră discutați cu oamenii, eu vă știu întotdeauna un om comunicativ. Ce vă spun oamenii la telefon? Că bănuiesc că mulți au numărul dumneavoastră de telefon sau sună pe telefonul primăriei sau chiar păstrând acea distanță socială. Care sunt sentimentele lor? Ce ați discutat cu ei? Ce vă spun ei? Starea lor în general e bine. Mulți dintre ei nu prea conștientizează despre gravitatea acestei epidemii. Sunt dornici de a ieși la muncă, vrem la muncă. Eu jos la intrare în primărie le-am lăsat acele declarații pentru a se putea deplasa către locurile de muncă. Și deci ei i-ați ajutat cu aceste formulare? Da, tot timpul mașina am declarații, când îi văd pe drum de ce te plimbi, unde te duci, mă duc la magazin, mă duc la farmacie, nu mai merge fără acest document, pentru că e posibil ca poliția să ia măsuri coercitive și să te duci cu o amendă. Dar am avut și cazuri de contravenție, pentru că n-au respectat, au venit în Italia, n-au respectat autoizolarea, s-au deplasat către municipiul Bacău pentru a scoate bani de pe card, pentru a-și face cumpărături. Organele poliției au fost nevoiți să aplice și sancțiuni. La primărie aveți tot ce trebuie pentru personalul dumneavoastră? Da. Ce anume ați... Avem dezinfectant, avem mânuși, cu măștile ne descurcăm mai greu. Am avut o discuție cu Crucea Roșie, ieri am fost și am ridicat doar 10 măști. Atât au putut și dăm și din ei, că n-au de unii mai multe. Am rămas într-un contact cu dumnealor, când o să mai aibă, o să ne mai dea. Cu Crucea Roșie aveți un parteneriat în această perioadă? Da, avem un parteneriat cu Crucea Roșie, da. Asta e un lucru foarte bun pentru că, într-adevăr, se pot dezvolta mai mult activitățile, mai ales pe această perioadă de monitorizare și de prevenire a răspândirii coronavirusului. Puteți să ne dați pentru cei care vor urmări această înregistrare, pentru cetățenii comunei Parava și nu numai cei care sunt interesați, să vă trimită un e-mail la primărie, poate au anumite probleme sociale, să ne indicați de asemenea și un număr de telefon fix unde ei să ia lămuriri, să pună întrebări, să se lămurească, mă rog, pentru diverse chestiuni. Da, deci cetățenii comunii pot să comunice cu noi pe adresa de mail secretariat@primariaparava.ro. Așa. La telefon 024252156. Și la telefonul meu 0740 16 16 19. Care răspund 24 din 24. Da, asta e un lucru foarte bun când un primar spune că e de 24 din 24 este la dispoziția oamenilor. Este chiar o veste foarte bună. Până la urmă, dânsii v-au ales și mai ales în această perioadă au nevoie de un primar prezent în ceea ce privește problematica unei comune. Spuneți-mi, vă rog, din aparatul administrativ, funcționarii publici, cam ați luat măsuri de reducere a numărului de ore care să lucreze, o formulă mai restrânsă?
Nu. N-am luat măsuri de reducere a programului pentru că noi trebuie să funcționăm, pentru că și noi, și eu consider că și noi suntem în linia întâi, mă refer la comportamentul de asistență socială, contabilitatea achiziții, pentru că avem cazuri în care sunt veniți din afară și nu au alimente și trebuie să stau în autoizolare. Prin hotărârea Comitetului Local de Situații de Urgență am hotărât și am dispus ulterior eu cine se ocupă de aprovizionare, cine se ocupă de distribuție. Am monitorizat persoane de peste 65 de ani, cei fără afaținători. Îi vizităm, să nu spun zilnic, dar la două zile, ce problemă au. Ieri, spre exemplu, am fost la Bacău și am luat rețete pentru cei aflați în autoizolare, două cazuri, pentru încă două cazuri de persoane peste 65 de ani. Da, pentru că cei în vârstă, sigur, și specialiștii au recomandat ca ei să fie în centrul atenției. Aveți o evidență a acestor, bănuiesc. Avem o evidență, deci comportamentul de asistență socială, eu inventarea pe toți cei peste 65 de ani, am făcut echipă în comun și am discutat cazurile care nu au aparținători și chiar dacă au aparținători și nu sunt în localitate, noi toți suntem cu echipe ei. Domnule primar, noi vă mulțumim foarte mult pentru amabilitate. O să am rugămintea pe finalul discuției noastre și prin intermediul nostru să transmiteți un mesaj pentru cetățenii comunei Parava. Ce sfaturi le dați și ce le spuneți în aceste momente în care, sigur, e mai greu să stai în casă acum, când în ianuarie puteam să mergem toată lumea unde doream, iată, acum trebuie să stăm în casă. Da, ca și sfat, ce pot să le spun? Reiterez nevoia ca toți cetățenii să respecte recomandărilor ale autorităților locale și nu numai locale, deci tot ce se vede prin presă, că văd toate televiziunile dau sfaturi și nu le dau inutile. Sănătatea și viața noastră depind foarte mult de acest eveniment, cum știm să-l gestionăm, și încurajăm pe toți să fie responsabili și cu calmă să trecem prin această situație de criză. Vă mulțumim foarte mult, domnule primar, vă dorim și dumneavoastră multă sănătate și să stați, așa cum spuneați dumneavoastră, pe baricade, să fiți în linia întâi, pentru că este nevoie în aceste momente ca să știe oamenii că primarul și aparatul din subordine este în slujba lor în aceste momente mai deosebite. Din fericire pentru Comuna Parava, în urma unui proiect POCA, am și un asistent medical comunitar care este de mare folos și până acum. Este angajatul DSP-ului prin programul pe care l-am implementat împreună, dar îmi este de mare folos. Tot timpul merge cu mine în teren, are curaj, hai să vedem ce se întâmplă, știe să interpreteze o rețetă medicală. Deci exact omul potrivit la momentul potrivit. Exact omul potrivit la momentul cel mai potrivit. Mulțumim, domnule primar, vă dorim multă sănătate și toate cele bune și să ne reauzim cu bine, poate și în vremuri mai bune decât acestea prin care trecem. La revedere! Mulțumim, sănătate urez și eu tuturor! La revedere! A fost, dragii mei, alături de noi cu deschiderea și cu transparența de care întotdeauna a dat dovadă domnul primar Dediu Costel, primarul comunei Parava.